Judecata de Tudor Arghezi. Într-o singură săptămână, Baruțu a intrat de două ori pe calea faptelor penale, devenind criminal. Joi a scuipat un domn bătrân și sâmbătă a scos limba la două cucoane tinere. A scuipat pur și simplu, așa cum se scuipă. Și a făcut scuipat precugetat. Și cu toate că a stropit prost în toate părțile deodată, câțiva stropi și pe nasul lui, el a scuipat. Nu interesează cantitatea de scuipat, ci actul buzelor de a scuipa. El putea să scuipe uscat sau pe jumătate uscat, cum s-a și întâmplat, și tot scuipat rămânea. Bagă de seamă! El n-a scuipat pentru că i-a trecut un miros pe la nas, ori pentru că era praf în cișmigiu. A scuipat un domn bătrân. S-a dus la domnul bătrân, a stat în fața lui și a zis: "Te cuip." Și l-a scuipat. Pe domnul bătrân nici nu l-a ajuns scuipatul lui Baruțu, pentru că, ziserăm, tot pe sine s-a scuipat. Dar de judecat e de judecat gândul rău. Și acesta a fost judecat. Joi, el scuipase odată, dar sâmbătă a scos limba de două ori. A scos-o și a ținut-o nițel scoasă, ca să arate pornirea de ofensă. Limba lui Baruțu o fie roșie și frumoasă când iese la iveală, dar nu-i mai puțin adevărat că limba nu trebuie să iasă din teaca ei niciodată, decât dacă se găsește pe ea un păr pe care îl duci cu supa la gură. Nu numai că părul nu e bun de mâncat, dar te mai gândești al cui a fost când a căzut în castron și te apucă un strănut al stomacului cu greață. Dar fără pricină, să scoți limba la două cucoane înseamnă că ești rău crescut și că măicuța nu te-a învățat nimic. Ce folos că atunci când ai dat mâna cu cineva te-ai ploconit, dacă scoți limba când te întâlnești cu două cucoane. Asta nu se mai poate ierta sub niciun cuvânt, niciodată și deloc. Am mâncat, e sătul, acum îi vom face numai decât bagajele, ca să-l trimitem pe câmp, la țigani. Până diseară, Baruțul va fi dat jos din căruță și lăsat în pustietate cu geamantanul lui. Dar merită să mai stricăm pe el un geamantan? Îi punem într-o basma ceva, facem o legătură și de ajuns. Deocamdată îl dezbrăcăm de haine și îl lăsăm în cămașe. Ne pare rău că i-am cumpărat alaltăieri pantofi. Nu e nimic, avem cui să-i dăm. Pantofii vor fi purtați de un băiat care nu scuipă, iar hainele de câțiva băieți care nu scot limba la oameni. Toate hainele vor fi împărțite mâine dimineață pe stradă. Pentru ce să le mai păstrăm după ce am aruncat pe proprietarul lor la țigani? O să-i punem în legătură o pâine neagră ca să aibă la noapte și o zi, două, să nu moară de foame, căci țiganii au nevoie de el să-l puie să sufle cu foalele la potcovărie. Lasă că atunci o să se învețe minte să mai scuipe și să mai scoată limba. Un țigan șașiu și știrb de gura toată o să-l bată toată ziua cu frânghia. Noi o să trecem cu Mițu în automobil pe acolo, să te vedem muncind înădușit, negru de cărbun și cu un șorț de piele legat cu sârmă pe burtă. Și din automobil o să te amenințăm cu degetul și o să ne încruntăm la tine. Degeaba ai să plângi. Noi nu ne dăm jos din automobil. Mergem la plimbare mai departe și seara ne întoarcem pe alt drum și n-ai să ne mai vezi. O singură dată
Ajunge. Poate vrei să iei și pisica în legătură, să-ți fie de urât? Pisica e mai cu minte, nu stă cu el. Vine acasă. Pisica nu trebuie să se facă ucenic de lăcătuș. Haide, ești gata? Te-ai dezbrăcat? M-am uitat pe geam. A venit căruțașul. Domnule căruțaș, vino pe din dos și așteaptă nițelul la bucătărie. Cred că până la înnoptat o să ajungeți. Și pe urmă vine noaptea neagră de prin buruieni și o să vată vântul negru și o să-l miroase broaștele apropiate de el cu botul lor rece și pe urmă o să se împiedice de el cerșetorul orb care cântă sâmbăta prin curte. El acolo stă. S-a dus lumina electrică, s-a isprăvit cu covoarele, cu jucăriile. Adio, pat moale cu somieră. Chiar astă seară desfacem patul și îl dăm. Să nu mai rămâie nici urmă de baruțul. A vrut să fie țigan, îl facem țigan. De altfel, tot de la țigani a fost luat, pe un ciur de mălai. Să se întoarcă la ei, să-i crape buzele și genunchii de frig și să facă pe călcâie coji. Țiganul nu o să-i dea portocale și banane. O să-i dea de ăștia după ceafă, calcavuri, și o să mănânce fiertură de mațe din strachină de jos. E, hai, scoală-te de pe scaun! Baruțul a stat cu fruntea plecată ca un acuzat ce este și n-a suflat. Din când în când, o mișcare cocoșată din umeri arăta că voia să ofteze. Dar ce, așa se poartă un băiat cu minte cu lumea? O scuipă? Scoate limba? De la un timp, Mițu a căzut și ea pe gânduri și se vede singură acasă, fără Baruțu, pe care nu-l va mai trage de breton și care nu-i va mai răspunde cu niciun ghiont. O singură ceașcă de lapte se va găsi dimineața pe masa copiilor și un scaun va fi gol. Iar la masă, ea, Mițu, o să stea singură între doi papalăci. Ochii lui Mițu se ridică din meditare, cuprinși de o undă de lacrimi, și zice Mițu, îi vine să plângă, fără să știe că îi plâng ochii ei. Și din scaunul ei până la Baruțu, ea face o singură săritură, îl ia în brațe și îl sărută. Baruțu e desființat în toate mândriile lui. Tătuțu și măicuța au vorbit azi mai gros ca întotdeauna. S-a hotărât. Baruțu iese încet dintre scaun și masă, vine către măicuța, care s-a sculat în picioare ca să-i dea legătura, pășește resemnat și cu ochii în jos își frământă vârful degetelor, încurcate ca într-o ață de paianje. Nu mai fac, geme Baruțu, nădăjduind. Nu mai face niciodată, adăugă Mițura. Păi a venit căruțașul. Spui tu, Mițule, drept că n-are să mai facă niciodată? Bine. Domnule căruțașule, du-te acum și vezi-ți de treabă. A zis că nu mai face. Împăcare generală. Nu se va mai vorbi niciodată de scuipat și de scoaterea limbii. Are apărut bucuria. Dar emoțiile au obosit pe Baruțu, care zice, mă duc să mă cunc.